baiser grisé, sans volonté sous ses baisers. O parte dintre mărțișoare sunt comercializate în scop caritabil. Asociația Suntem Vocea Lor a demarat campania Un Mărțișor pentru Bucuria Lor în vederea colectării de bani pentru echiparea camerei senzoriale de la Casa de Tip Familial George Coșbuc din Sighetul Marmației. Târgul este deschis până pe 8 martie.